Biroul Electoral Județean Hunedoara a făcut publice listele candidaților pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara și cele ale candidaților pentru funcția de consilier județean. Pentru cele 32 de posturi de consilier județeni, 8 partide și alianțe au depus liste cu un total de 320 de candidați. A fost înregistrată și o candidatură independentă de consilier județean. De asemenea, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara au intrat în luptă 7 candidați. Mai puțini față de alegerile din anul 2020. Partidele și alianțele politice care au depus liste cu candidați pentru funcția de consilier județean sunt AUR, PSD, PNL, Alianța Dreapta Unită, Partidul Alternativa Dreaptă, Partidul Național Conservator Român, UDMR, Partidul Umanist Social Liberal. De asemenea, și-a depus candidatura pentru funcția de consilier județean și un independent. La alegerile locale din 2020, pentru câștigarea funcției de președinte al Consiliului Județean Hunedoara s-au luptat 9 candidați. La scrutinul de anul acesta s-au înscris doar 7. În ordinea în care s-au înscris la biroul electoral județean, aceștia sunt Călin Petru Marian, PNL, Laurențiu Nistor, PSD, Marius Mane, AUR, Marta Mate, UDMR, Ioana Cristina Pinte, PNCR, Constantin Doroa Paraschivei, PAD, Robert Eugen Mujic, Alianța Electorală Dreapta Unită. Campania electorală va începe vineri, 10 mai, și se va încheia pe data de 8 iunie la ora 7.